Carmen și mă bucur să ne revedem aici la Tale Dimineții într-o frumoasă dimineață de ianuarie. E fără zăpadă aici la noi la Deva, dar e cu frig. E cu gel. A fost destul de jos stratul de gheață de pe parchis. Ne-au înghețat un pic degetițele. Dar ne-a descurcat, dragii mei, că așa suntem noi românii, ne descurcăm mereu. Tocmai despre asta o să povestim astăzi, cum ne descurcăm noi românii, cum ne-am descurcat întotdeauna și ce rol au politicienii, dragii mei, în viața noastră. Noi ne continuăm ziua, dragii mei, și facem un pas mare, așa, în viața, zic eu. Vedem dacă facem în dreapta sau în stânga imediat. Vreau să încep așa. După ce ne naștem, singura certitudine e că într-o zi vom închide ochii. Eu așa știu, poate greșesc. Aștept să ne traduceți, suntem în direct. Aștept comentariile dumneavoastră să vedem dacă am dreptate și dacă știu eu bine. O altă întrebare a mea în viață a fost așa. Un politician, un om, hotărăște să intre în politică și face politică de-a lungul vieții. Singura lui certitudine e că la un moment dat va fi trădat, cred. Nu știu, dar am chemat un politician alături de mine aici la Tale Dimineții să ne povestească dacă e adevărat. Și spun bună dimineața domnului Popiliu Crai. Bună dimineața! Bună dimineața! În dreapta sunt. Deci cu dreapta. În dreapta. Dintotdeauna în dreapta. Dintotdeauna în dreapta, zice domnul Popiliu Crai. Mulțumesc că ați răspuns afirmativ invitației mele, așa de dimineață, să povestim despre ce înseamnă politica, cumva. Cât la sută e politică în România, că noi aici ne învârtim și ne ducem viața, cât la sută e politică, cât la sută e interes. Și de ce se împarte politica în două? Care e de dreapta și care e de stânga? Dar începem cu începutul până la urmă. Unde v-ați născut și de ce ați hotărât să intrați în politică? N-am hotărât să intru în politică chiar de atunci. M-am născut aici, aproape, pe Valea Mureșului, lângă Săvârșin, la Verădia de Mureș, într-un sat pe o vale, Stejar, în fostul Imperiu Austro-Ungar, denumirea era Soroșag. Dar un sat fără maghiari, numai cu români și cu foarte mulți crai în acel sat. Părinții mei i-a chemat la fel și înainte să căsătorească, crai pe amândoi. Tata, din păcate, s-a dus încă de tânăr. Mama trăiește, are o vârstă venerabilă, 91 de ani. Așa că, cum să zic, din punctul ăsta de vedere, să zicem că pot fi un om fericit. Adică, dacă o să am gena mamei, se pare că o am, o să fiu longeviv. Dacă nu, cum o vrea divinitatea. Așa se va întâmpla. Cât privește politica, e o poveste destul de lungă, ca să spun așa. Vorbim de politica de după 90 sau vreți să vorbim și despre cea dinainte de 90? Eu am făcut așa un salt în timp, întrebarea a fost pusă cu tâlc. Unde v-ați născut și de ce politică? Pentru că, știți, este o melodie populară în care spune toți domnii pleacă de la țară. Și ideea era că noi am mai povestit, știam unde v-ați născut și e foarte interesant că marea majoritate a politicienilor pleacă de acolo, de la talpa țării. Pot să spun într-un procent foarte mare, oamenii care fac politică în România povestesc mereu despre sat, despre locul de unde au plecat, despre ce au iubit în copilărie, ce i-a format ca oameni, că până la urmă ajungem maturi și indiferent de ce alegeri facem în viață, ceea ce primim în prima parte a vieții, eu vreau să cred că
ne duce pe o cale la un moment dat în viață. Sunt anii aceia, adolescența și pe urmă prima parte a tinereții în care parcă uităm locul unde ne-am născut și pe urmă ajungem să în viață să ne gândim de fapt la începuturile noastre. Asta și era ideea. Noastră ați plecat la școală. Și ați făcut o facultate nu tocmai ușoară. Haideți să lămurim un pic lucrurile. A face politică poate are sau nu are legătură cu locul de baștină, de unde provii și de unde te-ai născut. Eu m-am născut acolo, dar părinții mei, tatăl meu la vremea aia lucra în Deva, ceferist a fost o viață întreagă și mama la fel. Iar eu ulterior m-au adus la Deva când am început grădinița, că de acolo începem toți. Deci asta înseamnă anii 60 și 60, cam așa. După care, mă rog, parcursul a fost... Se făcea politică și încă foarte tare se făcea politică. Însă nu pot eu să vorbesc foarte clar despre ce politică făcea, de exemplu, tata, fiertat. Pot însă să vă spun un lucru. De ce... Eu, la un moment dat, m-am hotărât să intru în politică și înainte de 90 și după 90. De ce? Este clar o explicație. Înainte de 90, având profesia de inginer miner, făceam naveta și lucram la minele Teliu-Ghelar. Făceam naveta din Deva, o navetă foarte grea. Mă trezeam chiar mai dimineață decât astăzi. La 5 și un sfert trebuia să fiu în stația de autobuz. E, atunci, ca și în ziua de astăzi, ca să poți promova, să ajungi ceva, să fii un șef de sector, un șef de birou, ceva, un director adjunct, un inginer șef, trebuia neapărat să fii membru al Partidului Comunist, Partidul Unic. Și atunci, dacă erai un om mai răsărit, așa, profesional, te vedeau că am început de jos, de la mine, din abataj, am lucrat și ca muncitor și, mă rog, am parcurs câteva etape. Te vedea că ești răsărit, că ești un om descurcăreț, ca să spun așa, că de acolo vine descurcăreala asta pe care tot o pomenim și astăzi, te chema la biroul organizației de bază și îți punea în fața adeziunea. Uite, ne-am gândit că te putem promova, că ești băiat bun, că așa ai origini sănătoase și nu prea, unii aveam, alții nu, și mă rog, semnai și atunci ăla era practic actul prin care tu puteai să promovezi. Dacă nu, era foarte greu. Și atunci, ca și astăzi, să nu credeți că s-a schimbat ceva, atunci era Partidul Unic, acum tot Partidul Unic, e și azi de 20 de ani, știți? E, dar de ce politică și de ce de dreapta, să spunem? E, eu de mic copil, bunicii mei, din partea mamei, că din partea tatălui nu mai erau, muriseră, îmi povesteau, erau oameni gospodari, aveau pământ, așa, dar mi-au povestit prin ce au trecut în perioada anilor 47-50, cooperativizare, colectivizare și așa mai departe, când comuniștii le-au luat tot. Da, corect. Mijloacele de subzistență, le-au luat pământul, le-au luat tot absolut. I-au lăsat cu o bucățică de pământ acolo ca să nu moară de foame, cu 7 copii aveau și așa mai departe. Și de acolo mi-a rămas mie întipărit. Bunicul îmi povestise despre rege, în imediata vecinătate a satului era aeroportul Regal de la Săvârșin. Și bunicul meu, fiind un om gospodar, de multe ori regele avea nevoie de el la treburi, așa, să repare ceva, să facă sau să-l ajute sau la chestiuni. Și îmi povestea el lucrurile astea și eu am fost fascinat de poveștile astea și așa am devenit eu om de dreapta după 90, că înainte de 90 nu știam că ești de dreapta, ești de stânga, erai la PCR, că așa trebuia să fii la PCR. Dar nu pot să zic că faptul că am fost membru de partid atunci, să zic că am fost un
ipocrit, că de fapt credeam în alte valori și că m-am folosit de aspectul ăsta ca să promovez din punct de vedere profesional. Toată lumea făcea la fel și ținea de descurcăreală, ca să spun așa. Deci m-am descurcat, că asta e. Și am ajuns în perioada comunistă până în anii 90, tânăr fiind, la o funcție destul de bună în domeniul minier și destul de cu multă responsabilitate, șeful unui birou de investiții într-o unitate minieră care avea investiții foarte, foarte mari, sume foarte mari la acea vreme. Cam asta a fost perioada dinainte de 90, din punctul ăsta de vedere. Ce a urmat după? Povestim. Rămânem la perioada înainte de 90. Eu aș vrea să înțeleagă tinerii, generația asta tânără care astăzi se hotărăște să facă politică și fac un pas către dreapta, către stânga, aleg o doctrină, vom povesti și despre asta. Ei acuză acești tineri care vin astăzi în politică și ne referim la cei care au undeva la 30 de ani, adică nici nu erau născuți la Revoluție, de unde să aibă amintiri, și ei transpun doar poveștile celor de acasă care au trăit după caz, înainte de 90, unii fericiți în comunism, alții nefericiți, și ajung să aibă păreri despre oamenii politici care au o vârstă frumoasă, să spunem așa, și ajung la anii pensiei. Și ei vin și spun așa, de foarte multe ori auzim în spațiu public asta, voi ați fost comuniști. Nu era o alegere. În momentul în care ți se punea acea hârtie în față, că vroiai să evoluezi, să ajungi pe funcție de conducere sau nu, nu puteai refuza. Greșesc? Puteai să refuzi, dar cu consecințe de multe ori destul de grave. Asta vreau să înțeleagă ei. Că cei care au fost comuniști, au fost comuniști pentru că, așa ca și astăzi, au ales să facă ceva în viață. Adică, chiar dacă erai inginer și erai o capacitate și demonstrai din punct de vedere tehnic că te duce mintea și aveai un proiect, la fel ca și astăzi, dacă nu semnai o hârtie, consecințele erau destul de tragice. Puteau să și în domeniul minier chiar erau tragice, adică față de alte zone industriale ale țării, în industria minieră, era destul de greu, adică erai persecutat foarte, sau greșesc? Nu neapărat că erai persecutat, dar pur și simplu la un moment dat puteai fi izolat, marginalizat și nu aveai nicio șansă lumea să uita la tine așa ca la un paria, care un om care nu te integrezi în colectivitate și până la urmă nu poți realiza mare lucru. Cam asta e adevărul. Acum, au fost și în perioada aia oameni care au fost membri de partid, dar n-au fost comuniști. Deci eu nu m-am considerat niciodată a fi comunist. Am fost doar membru de partid și atât. Nu m-am implicat din punct de vedere politic ca să obțin funcții politice. Atunci funcțiile politice erau și plătite. Nu, deci am fost simplu membru de partid și n-am avut funcții șef de birou al organizației de bază sau mai știu eu cum era atunci. Aveam un carnet și cam atât. Deci de asta vă spun că trebuie să facem diferența între a fi comunist și membru de partid. Comuniști erau activiști de partid care făceau propaganda și așa mai departe. Deci plătiți pentru așa ceva și, sigur, era o altă categorie care făceau mult rău, care erau, cum să vă spun, unealta Partidului Comunist, în a te urmări, a vedea ce faci, dacă vorbești despre conducătorii țării. Tot un fel de Facebook. Câte like-uri ai dat, cu cine te întâlnești. Atunci comunicarea între noi era verbală, că
Mai scriam scrisori câteodată, dar alea erau și alea controlate toate. Cam asta era. Tot cam aceleași vremuri trăim, doar că Facebook-ul era puțin altfel. Și acum se contorizează la partid, cine dă like, cu scrie la mulți ani, de ce, cu cine te întâlnești la bere, cu cine bei cafeaua și așa mai departe, tot aceleași Acum eu îmi vine să și râd. Eu n-am pățit lucruri rele în perioada aia, adică comuniștii practic nu mi-au făcut vreun rău mie să mă persecute într-un fel anume sau nu. Culmea e că în democrație am trecut prin chestiuni de genul ăsta, când activist liberal fiind 28 de ani, până la urmă a trebuit să plec din acel partid. Ajungem la și la acel moment, așa că m-am spus. Nu, fac o legătură întregă. Nu vorbim, am zis că nu vorbim despre politică decât așa, ca șmechereală. Nu avem cum să nu vorbim și să nu fim cinstiți până la urmă. Să spunem lucrurilor pe nume, tocmai pentru că 2024 va rămâne în istorie, se va scrie peste 100 de ani, cum noi vorbim de anii, acum 100 de ani, așa se va scrie în istoria României despre acest an 2024. Și va fi un an deosebit, eu sunt convinsă. Dar încă nu știm ce se va scrie. Vom trăi și vom vedea. Vom vedea. Tocmai asta e motivul pentru care mi-am dorit această emisiune. Și vor mai fi și altele, pentru că o să mai rog și alți politicieni să vină alături de mine și să vedem cum e cu intrarea și cu trădarea. Pentru că marea majoritate pe care eu i-am întrebat, ați fost trădat vreodată? A spus nu, că așa. Ați trădat vreodată? Nu, că așa. Nu spunem lucrurilor pe nume întotdeauna. La fel cum era și înainte de 90, zic eu, că și atunci făceam la fel. Dar noi ne cunoaștem de câțiva ani buni. Am avut mereu o întrebare pe care nu i-am pus-o domnului Pompiliu Crai. Am păstrat-o pentru momentul ăsta. Mie mi s-a părut mereu interesant și mi-ați spus în această dimineață, în mare parte mi-ați răspuns la întrebare, amintirile bunicilor, că ați ales dreapta. Dar lucrând la mine 90 și anii care au urmat, era, să spunem așa, mult mai ușor pentru dumneavoastră ca un politic să alegeți stânga, pentru că, să fim serioși, acolo la mine cu minerii mai repede alegeai stânga să evoluezi politic foarte ușor. De ce să alegi dreapta într-un domeniu de stânga? Pentru că asta nu s-a pliat niciodată pe mintea mea. De ce ați ales dreapta când în jurul dumneavoastră erau oameni de stânga? Haideți să vă spun un lucru. Comunismul prin care am trecut noi în perioada respectivă era atipic. Adică mai erau țări comuniste în jurul nostru, dar niciuna dintre acele țări, oamenii nu o duceau așa de rău cum o duceam noi în acea vreme, de trebuia să ne tot descurcăm zi de zi, că de atunci am învățat și a venit sintagma asta de a ne descurca, care și astăzi văd că e valabilă. Să vă spun un lucru. Minerii, așa cum îi privim noi și cum credem despre ei, când mergeam în șut și intram și mergeam la ei în abataj, mă mai puneam de multe ori cu ei la masă. Îi prindeam poate la când serveau masa, când mergeam în revir. Aveți impresia că îi vorbeau de bine politicienii din acea vreme sau familia Ceaușescu, înjurau de mama focului. Nu reieșea de la ei că ar fi oameni de stânga. Nici o clipă. Însă în zilele alea, în vremurile alea, nu puteai să spui altfel decât așa, în cadrul unde erai cu câțiva prieteni, puteai să vorbești vrute și nevrute și să-ți spui părerea sincer.
Și atunci, cu mare atenție, că nu știai, poate între ei se găsea unul care de fapt era... Din unealta celor din care... Din unealta ne... celor care așa. Și atunci, asigur, suportai consecințe. Și de-aia noi vorbeam tot în șoaptă atunci, pe la colțuri, așa. Dar totuși vorbeam, totuși comunicam. Și azi vorbim la fel. Eu nu vorbesc în șoaptă, nu-mi place să vorbesc în șoaptă. Eu vorbesc chiar tare, că zice soția, bă, mai încet. Da, așa vorbesc. Salutăm pe doamna și sunt sigură că se uită la noi, ne urmărește. Așa stăteau lucrurile atunci, așa că minerii nu sunt o sperietoare până la urmă. O masă de manevră, da, au fost folosiți ca și masă de manevră, asta este un lucru foarte adevărat, dar au fost folosiți tot de către politicieni până la urmă. Atunci, nu, dar ulterior, da? Să ne aducem bine aminte... Mineriadele. Mineriadele, da? Deci ei au fost folosiți ca și masă de manevră, între ei erau alți îmbrăcați doar în uniformă, în salopetă de mineri, care instigau și așa mai departe. Iar când gloata e compactă, e foarte ușor de manevra. Deci e un lucru foarte clar și n-are... N-au minerii vreo legătură cu stânga sau cu dreapta. Unii erau de stânga, alții erau de dreapta, pentru că și între ei erau oameni, sau majoritatea erau proveniți de la țară, oameni care au avut părinți, bunici, cărora li s-au luat averile, pământurile și așa mai departe. Că n-au venit din Moldova să lucreze la mină în Valea Jiului sau în Poiana Ruscăi, de bogați ce erau. Erau că nu mai aveau mijloacele de subzistență, nu mai aveau un trai bun și veneau după un bănuț ca să trăiască mai bine. Asta e adevărul. Deci, legat de politică, de mineri, de dreapta, de stânga și de ce n-am fost eu la stânga și am fost la dreapta. Dar tot nu mi-ați răspuns la întrebare. Eu insist. Ia, insistați. Era mai ușor să alegeți un partid de stânga, ca să fiu mai corectă. De ce ați ales un partid de dreapta? Era tocmai pentru că minerii sunt foarte uniți și pentru că ei se apără unii pe alții. Dumneavoastră erați acolo, în mijlocul lor și ați fost foarte mulți ani. Asta denotă că ați fost de partea lor și v-ați luptat pentru drepturile lor. Și ajungem și acolo când ați plecat la Băița într-un moment, în Bihor, într-un moment critic al minerilor și ați rezolvat acolo un incident. V-ar fi fost mult mai ușor dacă ați fi ales un partid de stânga. De ce ți-a ales un partid de dreapta? Pentru că mereu politicienii pe care eu îi întâlnesc, cel puțin cei mai tineri, nu mai fac diferența de doctrină. Toți îmi spun, apă, numai tu mai trăiești în lumea aia. Interesul poartă fesul și o spun de fără să am niciun regret. De ce n-ați ales un partid de stânga? Da, vă răspund la întrebare imediat, dar nu e chiar așa simplu. Nu, sunt convinsă. După 90, mai precis în 1992, mi-am făcut o firmă. Lucram ca taximetrist, dar mergeam și la servici. Era foarte greu, nu era ușor să faci și naveta și după amiaza făceam și taxi. Și am avut pe acolo, printre colegi, prieteni cărora nu le convenea faptul că eu chipurile m-am și privatizat, nu? Că așa era atunci, și că și lucrez. Adică faptul că munceai suplimentar deranja. Și atunci am fost chemat pur și simplu de noua conducere democrată care era și mi s-a spus, domne, ar fi bine, zice, să îți dai demisia și să pleci, că uite, lumea pe aici vorbește și nu-i convine despre faptul că tu lucrez după masa ca și taximetrist. Că ăsta este adevărul. Și atunci am stat și m-am gândit așa, bă, mai bine plec. Pur și simplu am plecat prin demisie, prin preaviz, cum să pleacă și... Mi-am văzut 9 ani de zile, am fost practic privat, am avut firmă. Și în acea perioadă s-a înființat Partidul Alianței Civice. Și având prieteni acolo, m-au lămurit să mă înscriu în acel partid. Și m-am înscris
Și fiind, având afaceri și în comerț, îi ajutam, îi sprijineam cu o cafea, cu mere, că simbolul Partidului Alianței Civice era mărul. Când aveau ședințe, nu mă sunau, bă, să ne aduci... Niște mere. Niște mere, sau eu știu ce să ne aduci. Și așa am intrat în politică la dreapta, da? Pentru că Partidul Alianței Civice e un partid de sorginte de dreapta, clar. Cu Manolescu președinte, da? Un partid al elitelor. Am considerat, nu că aș fi eu Mafalda și că nu știu cine aș fi eu mare intelectual, dar am considerat că acolo mi-e locul. Nu puteam să merg la stânga, unde erau oameni și ok, dar erau și foarte mulți din ăștia care vorbesc mult, fac puțin. Interesul poartă fesul. Interesul poartă fesul. Deci asta este istoria, practica accederii mele spre dreapta, dar motivația principală, până la urmă, vine din credință, din suflet. Ce crezi tu, ce știi tu din familie, din ce vă spuneam mai devreme. Deci ăsta a fost motivul principal. Iar ulterior am ajuns la liberal prin absorpție, deci nu prin altceva. S-a întâmplat că cele două partide au hotărât prin congres să se unească. Să se unească și așa am practica. În ce an ați ajuns la liberali? În 1994. Cam atunci. Și după câți ani ați plecat din Partidul Național Liberal? Păi faceți calcul, vreo 28 de ani am plecat. Am plecat, culmea e că unii din actuala conducere m-au făcut pe mine trădător, faptul că eu am plecat. Ei au uitat că de fapt ei au trădat interesele partidului și conducerea partidului de acum câțiva ani. Și eu le-am spus așa, bă, greșiți, ați băgat partidul într-o fundătură și zic, greu veți ieși din această fundătură. Mă refer la alianța și aducerea PSD-ului la guvernare. Și atunci mi s-a arătat cartonașul. Vii la, dai înscris că de ce denigrezi partidul, actuala conducerea partidului, că ești membru, că ai funcție, că ai aia, că ai pe aia la altă, că nu știu ce și îmi pregăteau debarcarea, adică să mă dea afară. Și atunci am plecat singur, nu stau eu să mă dea nu știu cine afară, neca nimeni care sunt azi pe acolo. Da, în fine, asta e o altă chestiune, că dacă mă gândesc foarte mult la aspectul ăsta, mă enervez. Da. Și vreau să fiu calm. Calm, că suntem la 7 dimineața, 7 și un pic ne salutăm telespectatorii, îl salutăm pe domnul Vasile Enea, o salutăm pe Daniela Enea, care e alături de noi și ne dau bună dimineața și le mulțumim că sunt alături de noi pe live. Cei care nu reușiți să vedeți emisiunea în direct, dragii mei, o puteți vedea pe Facebook, pentru că ea va rămâne acolo și poate fi vizionată și mai târziu. E o poveste așa, la gura, aici lângă foc, cu un om care a făcut politică și face în continuare politică și chiar dacă a schimbat titulatura partidului, politica a rămas de dreapta. De dreapta. Nu încurcăm dreapta cu stânga. Eu am învățat așa de la părinții mei, de la taică mea, o să spunem așa, că dreapta e mereu de dreapta. Dar ajungi zile când descoperi că și trăim vremuri în care descoperim că de fapt nu mai contează dreapta sau stânga din punct de vedere doctrină, pentru că oamenii sfințesc locul și pentru mine știm că eu am fost plecată, m-am întors după o perioadă de un an și un pic și din păcate sau din fericire am descoperit că contează omul până la urmă, nu contează doctrina și nu știu dacă convingerile noastre de dreapta sau de stânga mai contează în 2024. Mai contează sau mai bine s-ar trebui să conteze. Acum
Vă contrazic puțin. Chiar vă rog. Nu putem spune că un partid de dreapta nu are o doctrină specifică sau nu putem confunda o doctrină de stânga sau să o amestecăm cu o doctrină de dreapta și să spunem că de fapt doctrina nu contează. Dacă ne uităm într-un program politic al unui partid de stânga și al unui partid de dreapta, observăm diferențe majore. Și vă dau așa un exemplu de diferență majoră, este cel legat de dezvoltare. Dezvoltarea se face prin noi înșine, deci asta vine de pe vremea lui Brătianu, care, sau a familiei Brătianu, familie care a creat liberalismul în România și care a făcut și a dezvoltat România, a băgat-o în epoca modernă, ca să spun așa, prin dezvoltare, da? Dezvoltare ce înseamnă? Dezvoltare înseamnă investiții. Crearea de locuri de muncă prin investiții. În schimb, doctrinele de natură socialistă se bazează mai mult pe consum. Dezvoltare prin consum. Diferența între cele două este majoră. Dezvoltarea prin consum te duce la un moment dat să te lovești de un zid și nu mai poți trece de acel zid. În schimb, adevărata dezvoltare prin investiții, adică creștere economică, eu la asta mă refer, dezvoltare, creștere economică, pe de o parte este prin consum, cum e de fapt astăzi, și pe de altă parte, ea trebuie să fie prin dezvoltare. O țară nu se poate dezvolta numai prin consum. Sigur, consumul înseamnă o viață mai bună, înseamnă bani mai mulți în buzunar, dar înseamnă și inflație. Ei, dezvoltarea unei țări trebuie neapărat și este imperios necesar să se facă prin investiții. Bunăstarea vine după aceea, pentru că investițiile asta înseamnă, de fapt, locuri de muncă, locuri de muncă care înseamnă salarii mai bune pentru oameni, dar și o mai bună pregătire a cetățenilor, a oamenilor, a copiilor, a tinerilor. Asta este marea diferență și de asta am vrut să vă spun că vă contrazic puțin. Și mi-am dorit să mă contraziceți, pentru că până la urmă de-aia am și aruncat mingea la fileu. Pentru că eu am impresia că în ziua de astăzi, în România, oamenii nu mai fac diferența între stânga și dreapta. Pentru că dacă ne uităm la cei de dreapta care ar fi trebuit să guverneze după hăt ani în care am auzit mereu noi nu ajungem la așa, a chemat poporul la vot. În momentul în care au ajuns acolo, parcă s-au speriat și în loc să... Și poate greșesc și vă rog să mă contraziceți. În momentul în care au ajuns la guvernare, în loc să dea legi pentru antreprenori, pentru a ne dezvolta, pentru a face cu adevărat o firmă care să facă export, care ar fi un venit real pentru țara asta. Și atunci ei ar fi putut ajuta și pe cei de stânga, care ar fi avut și ei mai mulți bani la buget, să dea mai departe celor care poate nu reușesc să țină pasul cu dezvoltarea. Nu știu, în momentul acela am avut eu impresia, poate greșesc, că nu mai exista o doctrină reală. Cei de dreapta dădeau pensii, cei de stânga... Nu știu, făceau firme, nu mai înțelegeai. La un moment dat lucrurile s-au mestecat. Este cum v-am spus eu, că ce se întâmplă astăzi, este adevărat că e așa, o struțocămilă, un amestec. Nu mai există. Astăzi în guvernarea României componentă liberală nu mai este. Deci spuneți-mi un ministru liberal din guvernul de astăzi, cred că nu știți. Așa, acum, repede, dacă vă întreb pe repede înainte. Boloș mai e? Mai... Cine? Boloș, parcă... Boloș nu este liberal. Boloș este preot, nu face politică. Pe lângă meseria, sau mă rog, faptul că e preot, are și studii în domeniul economic și a făcut dovada că e foarte bun pe la Oradea, pe undeva pe la primărie. Și așa a fost promovat. Deci nu e liberal. Nu e liberal. Să și vede după modul cum și vorbește și cum își expune programul, proiectele și așa mai departe. Deci, subiect închis. Corect. Mulțumesc. Am înțeles. Mă iertați. Nu, deci nu mai avem liberali. Nu, eu nu cred. A, Gorghiu e liberală?
Că totuși vă spun unul, na, uite, Gorghiu, deci haideți să fim oameni serioși. Deci, la momentul la care n-aș fi vrut să pomenesc nume și să mă întorc în trecut un pic, dar am avut guvern liberal, dar l-am făcut praf, ne-am bătut joc de el, nu eu, ăia care și-au bătut joc. Am avut. A fost perioada pandemiei. Aduceți-vă aminte, în perioada pandemiei, cu câtă greutate și cu câtă probleme un guvern liberal s-a descurcat destul de bine. E blamat că s-au cheltuit bani pe măști, pe aia, pe nu știu ce. E adevărat, numai că n-au cheltuit, nu premierul a fost cel, tot aia de pe eșalonul 3-4 și-au făcut afacerile, care dacă stăm să ne uităm bine și îi căutăm după nume și după apartenența politică, nu erau liberali. Dar, în fine, ăsta e un alt aspect. Deci, să nu încurcăm doctrinele. Deci, e cel mai grav lucru și de aia astăzi țara este condusă așa cum e condusă, pentru că s-au amestecat lucrurile. Că mulți dau, băi, că și în Germania e la fel. Bă, nemții sunt nemți și noi nu suntem nemți. Românii nu o să fie niciodată. Niciodată. Așa că nu trebuie să... Iar faptul că faci politică din interes, da, e un lucru care se întâmplă astăzi în mod frecvent. Dar eu vă spun sincer, n-am făcut politică din interes. Atunci când vă spuneam că, bă, nu vreau să par ipocrit, sau, dar în perioada cealaltă, da, într-adevăr, a trebuit până la urmă să fac pasul ăla. Însă, în ziua de astăzi, am fost membru de partid, v-am spus, mai întâi la PAC, după care eu n-am cerut niciodată sau nu m-am băgat în față să spun, bă, vreau ceva, mie îmi dați aia sau aia la altă, am lipit afiș, am făcut de toate în partid, fără să cer nimic. Că la un moment dat mi s-a oferit ceva, s-au gândit oamenii, la fel ca și atunci probabil, bă, ăsta e bun la ceva, nu ne face de rușine, haide să-l promovăm, să-l punem undeva. Ați auzit despre mine profesional vorbind vreodată să zică, bă, ăla o nenorocit, o distrus, o spart, o aia. Nu. Și înseamnă că m-am descurcat, nu că să folosim sintagma aia. Din... Da, nu m-am descurcat. M-am descurcat, vorba vine, profesional. Mi-am făcut treaba. Că până la urmă asta e, să-ți faci treaba, să-ți faci meseria. Dacă eram liberal, da, foarte bine, eram și sunt liberal și voi rămâne liberal. Astăzi, de ce fac azi politică? Întrebați-mă. De ce faceți astăzi politică? Din suflet fac. Mă credeți? Poate că nu mă credeți. Poate că unii care se uită astăzi la noi, acum în dimineața asta, nu mă cred. Chiar din suflet, din crezul meu fac... Nu pentru că mi-aș mai dori să obțin de la politică ceva în viitor sau nici poveste. Nici poveste. Că și soția mă întreabă același lucru. Păi, dar tu de ce mai faci politică? Și îi spun, de-aia mă zic, ca să am unde pleca de acasă. Zic, să nu stau numai acasă toată ziua. Glumeam acum. Dar vă spun sincer, poate că par naiv când vă spun, dar astăzi, efectiv, m-am băgat în acest proiect politic de dreapta. Pur și simplu că așa am simțit și cred eu că merită să ajuți, să faci ceva. Asta e, până la urmă, foarte simplu. De-a lungul anilor, cât ați fost în politică și sunteți în politică, care e figura marcantă care va rămâne pentru dumneavoastră un exemplu, să spunem așa, nu din istorie, Nu, din politica actuală, din politica modernă, să spunem așa. Din politica modernă, da. Sunt câteva figuri, mă refer acum, nu mai sunt printre noi, Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Câmpeanu, oameni care și-au pus amprenta pe politica de după 90. Din păcate, au fost la o vârstă mult prea înaintată ca să fi putut face și în ziua de astăzi ceva pentru țară. Și bineînțeles, eu am sperat atunci, imediat după 90, în revenirea regelui Mihai și în reinstaurarea monarhiei la noi în țară, fapt care nu s-a întâmplat. Dacă s-ar fi întâmplat, ceea ce și-a dorit și Ion Rațiu fiertat, ar fi fost foarte bine pentru țara noastră, pentru că vedem că
La noi nu există o coagulare adevărată între politicieni și chestiunea asta s-a întâmplat și în trecutul istoric al României moderne, că de aceea a fost adusă monarhia în țară, de pe vremea lui Cogălnicianu, știm bine lucrurile astea, știm bine ce i s-a întâmplat lui Cuza și așa mai departe. Deci cam ăștia sunt politicienii, iar dacă vreți să ne referim și la perioada actuală, să spun așa, nu pot să nu-i amintesc pe un Crin Antonescu, care e un mare regret și un mare semn de întrebare dispariția lui din politică. Și mai încoace aș veni, sigur e un politician mai vechi, dar el este de fapt destul de tânăr, are 50 și ceva de ani, mă refer la Ludovic Orban, care eu zic că e un reper astăzi în politica românească ca și om politic. Ca și om politic care nu a folosit politica pentru a crea averi pentru el personal sau pentru familia lui. Este un om simplu, să spun așa, de o simplitate debordantă, că dacă pot să mă exprim în felul ăsta. Deci m-aș opri. Probabil că mai sunt și alții, dar unii sunt din sfera culturii și n-aș vrea să amestec una cu alta. Una cu alta. Da. Mergem până să ajungem la protest și la 2024, va fi ultima parte a emisiunii. Foarte mare curiozitate mă încearcă să am alături de mine aici la Dale Dimineții un om care cred că știe mai bine ca mulți dintre noi cât de bogat e județul Hunedoara. Și ne aducem aminte de anii de generală, clasele 1-4, cred că acolo am aflat prima dată de aurul negru, de aurul aur, de bogățiile pământului. Și cred că ați putea să ne spuneți cât de bogat e real județul Hunedoara. Da, județul Hunedoara este în mod real un județ bogat. Dacă e să... Pământul. Calculăm pământul în kilograme de aur, de exemplu, sau în kilograme de alte metale. Sigur că da, este un județ bogat. Bogăția însă a județului e o... Cea mai mare este natura. Natura înconjurătoare, munții județului, pădurile județului. Astea sunt, de fapt, cea mai mare valoare. Sigur, mineralele care există în acest perimetru sunt foarte importante și ele ar putea să participe la bogăția fiecăruia dintre noi, dar din păcate nu știm sau nu vrem să le mai valorificăm. Acum, fiind specialist în domeniul minier, cunosc foarte bine problematica asta. Știu că există niște proiecte miniere mai vechi, dar care au fost blocate din diverse interese și din diverse motive. Aici sunt aproape, peste Mureș, zona Certejului și mai este și zona Bradului. Nu m-aș referi la județul Alba, că deja trecem în alt județ, dar face parte din același perimetru minier, să spun așa, cu bogății aurifere și nu numai. Dar ce pot să spun? Eu am fost omul care am susținut dezvoltarea acestor proiecte miniere, atât în perioada cât am fost director general, cât și în perioada cât am lucrat la București, în cadrul Ministerului. Sau de câte ori am fost întrebat de către unii sau de către alții dacă aceste proiecte merită să fie dezvoltate. De fiecare dată am spus așa, orice bogăție pe care o avem, o generație, trebuie valorificată de către acea generație. Cum au făcut de fapt și generațiile anterioare, că de 2000 de ani se exploatează bogățiile acestui județ, să spun așa. Numai că în ziua de astăzi exploatarea acestor resurse trebuie făcută în mod responsabil. Ce înseamnă în mod responsabil? Comunitățile din care, unde ele se află, nu trebuie să sufere, trebuie ajutate, sprijinite, iar mineritul trebuie să fie un minerit
cum să vă spun, să nu afecteze foarte mult fauna, flora. Există metode care permit exploatarea aurifere, vă dau așa un exemplu, fără a deranja foarte mult mediul înconjurător. Deci asta înseamnă, pe scurt, mineritul responsabil. Deci, în concluzie, județul Hunedoara este foarte bogat în resurse. N-aș mai spune despre cărbune, pentru că cărbunele este într-o etapă finală a exploatării lui, din cauza că zăcămintele sunt spre epuizare, se exploatează la mare adâncime și în condiții de zăcământ foarte grele, cu costuri foarte mari, nu s-au făcut investiții la timp și așa mai departe. Dar în rest există aceste resurse despre care eu vă vorbeam. Pe lângă astea mai există și roci ornamentale, că nu vorbim doar despre minereuri, vorbim și despre rocile ornamentale, roci eruptive care pot fi folosite în construcții, marmura, care există în județul Hunedoara și exploatările sunt, ca să spun așa, practic abandonate. Dar sunt acolo și pot oricând să fie valorificate aceste bogății. Astăzi județul Hunedoara pare un județ sărac, din cauza că toată industria mare, industria grea care a fost în județ, nu mai există. Județul se depopulează, s-a depopulat și nu s-a pus nimic în loc, practic. Nu s-a dezvoltat nici turismul, așa cum ar fi trebuit. Mineritul pe partea auriferă, după cum v-am spus, este stopat, nu că n-ar exista resurse, și atunci asigur că trăim într-un paradox. Județul bogat, sărac. Dar este un județ puternic din acest punct de vedere, sau ar putea să fie puternic și să-și aducă un mare aport la produsul intern brut al țării. Nu se întâmplă însă astăzi, dar probabil în viitor se va întâmpla. Asta am vrut să vă întreb. Credeți că se va mai face minerit? Da, eu cred și sper acest lucru, pentru că existența, mai cu seamă în viitor, nu va fi posibilă fără minerit. Deci resursele sunt necesare pentru dezvoltarea noilor tehnologii, iar pe lângă aur mai există și alte metale rare și așa mai departe, care încă tehnologiile pe care noi le cunoaștem astăzi nu permit valorificarea lor. Dar în viitor se va întâmpla acest lucru. Sigur că nu o să mai apuc eu să fiu director la vreo viitoare companie, că o să fiu oaleșul cele, știi, cine știe pe unde, dar vor fi alții, alte generații vor veni. Deci viitorul, din punctul meu de vedere, pe acest domeniu și în județul Hunedoara este, să zic așa, pozitiv, pe un trend ascendent. Ieșim din zona. Bună dimineața, dragii mei, ne spune domnul Grigore Chitul. Îl salutăm, îi mulțumim că e alături de noi. Ne întoarcem în zona politicii, plecăm din minerit și vreau să-l întreb pe domnul Pompiliu Crai cât de importantă a fost familia în toți acești ani, susținerea familiei, să puteți să faceți ceea ce ați făcut în toți acești ani. N-a fost simplu pentru familie. Sigur că am fost mult timp și plecat de acasă. Sunt la a doua căsătorie. Am păstrat relații foarte bune și cu prima soție, să spun așa, cu care am un copil, iar actuala soție a participat, a venit cu zestre, cu încă o fată în familia mea. Dar am avut întotdeauna înțelegere în familie și prima soție și a doua soție, deci nu am avut, să zic, probleme din acest punct de vedere. Problemele au apărut în perioada de final de cariera mea profesională la București. Aș fi putut să mai stau, dar în 2017 soacra mea s-a îmbolnăvit foarte grav, mama mea fiind și ea în vârstă și soția era cu amândouă, cu probleme, cu nu se mai descurca. Și atunci, practic, a fost așa un moment în care a trebuit să iau o hotărâre din punct de vedere profesional, să zic așa, să mă reîntorc acasă pentru a-mi sprijini familia. Cam asta a fost până la urmă și nu-mi pare rău că am făcut-o, că
trebuie să fie și un final, până la urmă. Dacă ați avea acces la mașina timpului și v-ați întoarce în trecut, ca politician, ați schimba ceva? Da. Ar fi un lucru pe care l-ați schimba? O să vă răspund, dar să știți că ar fi foarte greu. Că totul pleacă de la mentalitate. Deci de la mentalitate pleacă totul și mai înainte de la educație. Aici aș încerca să schimb, dacă aș fi eu, să fiu eu Iohannis, da? Și să mă refer la învățământ și să spun și să așa, dar numai să spun, nu că ăsta nu m-au spus, nu au făcut nimic de fapt. Dar, cum să spun, podul e plin de intenții bune, cam așa a fost la el. Deci de aici pleacă totul, să știți, de la educație și educația dă o anume mentalitate. Asta aș fi făcut, dacă m-aș putea reîntoarce undeva, într-un anume punct. Care ar fi? Sau ar mai fi făcut și multe, multe altele, dar trebuia numai, să vă zic, numai una. Da. Și asta v-am zis. Sau nu știu dacă vă satisface răspunsul meu. Pe mine mă satisfac orice răspunsuri până la urmă, nu știu cum să vă spun, fiecare are o dorință, nu e spre îndeplinirea dorințelor mele. Eu aș schimba multe dacă aș avea mașina timpului. Dacă eram de stânga, v-aș fi răspuns, domnule, dacă m-aș întoarce în timp undeva, mi-aș dori să am cea mai grozavă mașină de pe lume. Da, corect. Mai avem doar 5 minute. Vreau să nu uităm unele aspecte ale vieții. Sunteți de dreapta, deci susțineți producătorii noștri autohtoni și noi îi susținem și vreau să ne aducem aminte că Bunătăți din Hunedoara, dragii mei, acolo în piața agroalimentară e familia Țurcanu, o salutăm pe Bia. Poate că nu știți, dar uite, dacă ați venit la noi la emisiune, puteți afla că acolo în piața agro... Da, să știți că eu cumpăr de acolo, da? Mult frecvent parizer. Parizer. Da. E carne, asta e. Bia ne spune și ei consumă, familia Dani Copilu și Bia, ei consumă ceea ce ei produc. E cărniță curată. Uitați ăla e parizerul care eu îl cumpăr și mi-aduce aminte de perioada copilăriei. Da, are gust adevărat. Are gustul copilăriei, parizerul de la Bunătăți de Hunedoara. E Bunătăți din Hunedoara în piața agroalimentară de la Casa Țurcanu, dragii mei. Da, ăsta e gustul copilăriei. Mulțumesc, Rosi. Ne apropiem de final, de finalul emisiunii, mai avem foarte puțin timp. Un sfat pe care l-ați da tinerilor politicieni, celor care se hotărăsc astăzi să intre în politică. Să încercăm să nu fie un sfat de dreapta sau de stânga. Să le transmiteți un sfat, așa, dacă se poate... fără direcție. Sfatul meu este foarte simplu. În momentul în care te hotărăști să intri în politică, trebuie să-ți asumi faptul că înainte să ceri ceva, trebuie să dai ceva. Și cu asta cred că am spus totul și destul de concludent pentru tinerii care vor să facă politică și vor să intre în politică. Ăsta este sfatul meu. Deci trebuie să dai totul la început cât ești tânăr, ca mai târziu să poți să primești ceva de la politică. Cum va fi 2024? Un an complicat, dificil și cu multe surprize. Credeți că ar exista varianta să pice guvernul înainte de a se hotărâ anumite protestele care se țin? Nu. Nu se va întâmpla. Protestele astea, până la urmă, oamenii ăștia care protestează astăzi, părerea mea că nu știu de fapt de ce protestează. Eu n-am auzit vreo solicitare clară. Dom'le, de ce protestează? S-au luat după aia din Germania, că ați văzut ce e și în Germania, tot așa cu tractoare, cu nu știu ce.
Dar eu n-am înțeles. Eu știu că protestele au un anume scop. Care e scopul protestelor de astăzi? Cine? E cineva? E cineva în spatele lor, probabil, sau, nu știu, în fața lor, în spate, habar n-am. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Terminat? Da, s-a terminat emisiunea. Să rămână. Eu vă doresc succes, vă doresc pensie lungă. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Sper să ne mai întâlnim aici la Dale Dimineții și să vedem care, la fiecare schimbare o să-l rugăm pe domnul Pompiliu Crai și alți politicieni să vină aici la noi, la Gura Sobei, la Gura Șoimenilului și să povestim despre ce va fi 2024. Vom trăi împreună toate aceste evenimente. Până atunci, dragii mei, mâine dimineață la Dale Dimineții, un om dedicat învățământului, un profesor, dar și director de liceu. Alături de mine, Octav Cișmașu, directorul de la liceul din Giugiu. Dar nu va veni singur, avem și o surpriză. Va veni cu fiul său, Patrick. Să vedem cine pe cine urmează? Cine dă tonul în noul an familia Cișmașu? Până mâine dimineață, dragii mei, când ne vom revedea aici la Dale Dimineții, în direct la Hunedoara 1 TV, eu pot doar să vă urez din toată inima mea o zi minunată, să găsiți puterea și gândurile bune cu care să vă întâmpinați colegii, familia. Și pot doar să vă aduc aminte că eu vă iubesc. Și dacă iubiți, dăruiți, dragii mei, dacă aveți iubire în suflet, dăruiți iubire celor de lângă voi.